mai mult decât crezi. Atunci îi vom alege pe cei care ne reprezintă și care vor lucra pentru noi și pentru viitorul nostru european. Sunt Alexandra Roșu și îți voi dezvălui povestea candidaților pentru ca tu să îi descoperi ca oameni și ca profesioniști. Alege inspirat și asumat! Alege Transilvania! Urmărește Alege Transilvania, sunt Alexandra Roșu și pentru această ediție vom avea alături de noi pe doamna Adriana Pădurean, care este reprezentant al Partidului Alianței pentru Unirea Românilor, mai pe scurt AUR, și ne cere votul și încrederea pentru a deveni consilier la Consiliul Județean Sălaj. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Întrebarea care sparge gheața și care o să vă facă să uh, nu mai aveți emoții, Pornind de la faptul că sunteți nouă în domeniul politicii, cum credeți că veți transforma promisiunile politice neîndeplinite la nivel de județ în realizări concrete și pe ce sprijin vă bazați? Întotdeauna m-am bazat, de când am început să lucrez, pe sprijinul echipei. Deci nimic nu se poate realiza fără o echipă în spate. De aceea mă bazez pe sprijinul colegilor de partid și, bineînțeles, în momentul în care vom ajunge să luăm decizii, va trebui să ne bazăm și pe sprijinul celorlalte partide, celorlalți colegi, pentru că, până la urmă, este vorba despre interesul cetățeanului și trebuie să ne orientăm spre a satisface cetățeanul, în primul rând, nevoile lui. Și culoarea politică, ce faceți cu ea? Culoarea politică o menținem și o susținem, pentru că de aceea am ales să intru în acest partid, pentru că uh, nu neapărat culoarea politică m-a inspirat, ci uh, valorile acestui partid, care cred că le știți și dumneavoastră. Pe primul plan este familia, pe al doilea plan este națiunea, pe al treilea este credința și, nu în ultimul rând, este libertatea. Și de ce v-au convins pe dumneavoastră aceste patru valori? Pentru că sunt cele care mă ghidează și în viața personală. Și am considerat că dacă la vârsta la care am ajuns, am ajuns unde am ajuns pe propriile puteri și respectând aceste principii, cred că și în, în interiorul acestui partid și cu sprijinul acestui partid care, care promovează aceste valori, voi ajunge unde îmi doresc. Așa să fie. Mulțumesc. Despre cariera și experiența noastră, pentru cei care nu v-au văzut, nu vă cunosc și iată, iau contact cu dumneavoastră pentru prima oară, poate, o să fac o scurtă descriere a profilului dumneavoastră profesional și, dacă mai este nevoie, o să vă rog să-l completați. Da. De 30 de ani activați în sistemul sanitar din Zalău. Ați început ca și asistent medical, da. iar din anul 2002 activați în cadrul Departamentului de Medicină a Muncii la o firmă privată bine cunoscută de la noi din Zalău. Da, cea mai titrată din Zalău. Probabil și, că din și prima, mă gândesc. Și din... Ați urmat mai apoi cursurile unei școli post unde v-ați specializat în domeniul finanțe-contabilitate. Da. De asemenea, ați urmat și o facultate pentru a deveni jurist. Da. Și mai apoi ați urmat cursurile masterale în Specializarea Drept Penal. Am da. ratat ceva important? O, încă o specializare, dacă contează, de Asistent Medical de Laborator. Asistent Medical de Laborator. Da. Bun. Și ce au atunci în comun? Medicina, dreptul, politica și contabilitatea. La prima vedere, îi spune că nu, nu am nicio legătură, dar mai ales în domeniul în care lucrez, deci prima, prima pasiune rămâne medicina și pe urmă, lucrând în această clinică am și intrând în compartimentul de medicină a muncii, toate acestea au ajuns să se lege una de cealaltă. Experiența medicală a trebuit să fie completată de cea de natură juridică, pentru că este vorba despre contracte, este vorba despre negociere de contracte, este vorba despre licitații, este vorba despre bani și atunci toate acestea se leagă între ele. Să înțeleg că sunteți o persoană care vă perfecționați constant. Este nevoie neapărat de perfecționare constantă pentru că lucrurile sunt într-o evoluție continuă. Atât legile, cât și, cât și medicina este într-o evoluție, cât și da, prevederile legale care se aprobă an de an, altele, pentru a face față tuturor solicitărilor și evoluției europene, naționale, chiar al lumii întregi. Bun, și pentru cei care acum vă descoperă pentru prima dată, ce hobby-uri și ce pasiuni are Adriana Pădurean? Uh, prima pasiune rămâne, rămâne medicina. Uh, și pentru faptul că zi de zi uh, lucrez cu oameni, uh, zi de zi uh, încerc să ajut oamenii, pentru că despre asta este medicina, Mă refugiez în curtea mea când ajung acasă și mă bucur de atenția animăluțelor. Aveți animăluțe? Da, avem un cățeluș care a intrat în familia noastră de 10 ani și încet, încet am completat cu patru pisicuțe. Patru pisicuțe. Abandonate, donate, găsite pe marginea drumului și, uite așa, ne, ne destindem, ne deconectăm de toată agitația cotidiană. Să vă trăiască și să vă bucurați de animalele de dragi. Uh, cu privire la realizările și la obiectivele atinse până acum, având în vedere profilul dumneavoastră profesional, vreau să vă întreb ce anume v-a convins să intrați în acest moment în politică, știut fiind faptul că ați mai avut anterior o invitație pe care am înțeles că ați refuzat-o. Da. Uh, sunt de părere și sunt, uh, sunt ghidată de, de faptul că pentru orice lucru, orice lucru este momentul potrivit. Momentul potrivit este cel când când bunul Dumnezeu decide că viața ta trebuie să se orienteze spre ceva. Și sunt convinsă că acum a venit momentul pentru că cum v-am spus, acum mă simt destul de matură, destul de matură în gândire, destul de sigură pe mine și din punct de vedere profesional, ca să pot să ofer experiența mea acumulată în 30 de ani în domeniile în care am activat, ca să pot să ajut cât mai multă lume. Mulțumesc! De-a lungul carierei dumneavoastră, care sunt principalele realizări de care sunteți mândră? Sunt mândră de ceea ce am ajuns. Sunt mândră că sunt susținută de, de familia mea, fără de care n-aș putut să ajung unde sunt. Sunt mândră de familia mea. Fica mea este medic, este medic rezident, deci îmi urmează pasiunea. Și sunt cunoscută. Pot să spun că sunt cunoscută pentru că în, ca și nume, chiar dacă de ani de zile poate am vorbit la telefon cu reprezentanții ai diverselor firme din tot județul și am intrat în contact cu angajații, cu zeci de mii de angajați din toate domeniile, poate nu ne-am văzut niciodată față în față. Și am, cred, că acești oameni pe care cândva i-am ajutat, uh, acum cred că o să mă susțină. Da, așa ar fi și frumos, de altfel. Legate proiecte, planuri și perspective, vreau să vă întreb, pornind de la nemulțumirile cetățenilor pe care le-ați identificat în uh, această perioadă, care ați intrat în contact, și care sunt legate în principal, am înțeles, de lipsa accesului de asist, o asistență medicală, și respectiv la serviciile medicale gratuite. Ce planuri și obiective aveți în acest sens? Este foarte greu. Ne batem cu acest lucru în fiecare zi. Nu neapărat în medicina muncii, unde sarcina efectuării controlelor medicale periodice și a analizelor de angajare intră conform legii în, în responsabilitatea angajatorului dar este vorba despre, despre zecile de oameni, sute de oameni care ne trec pragul în fiecare zi în clinica unde lucrez și fondurile de la Casa de Asigurări sunt puține. Ne străduim să ne dotăm și să avem absolut toată aparatura, care apare și să fim, să putem să acordăm un diagnostic bazat pe dovezi. Pentru că o persoană, suntem de principiu că o persoană care intră în clinica noastră cu o problemă de sănătate trebuie să iasă rezolvată, lămurită, cu un, cu un diagnostic și cu un tratament. Nu odată s-a întâmplat ca persoana să se adreseze pentru nouă, pentru, trimis de medicul de familie, pentru un serviciu, o specialitate anume, și să se concluzioneze că este vorba despre cu totul altceva. Și ne mândrim cu acest lucru, pentru că nu am lăsat pe nimeni să plece nelămurit sau nerezolvat. Suntem clinică privată. Fondurile, de la, fondurile sunt repartizate de la stat. Ele sunt, sunt puține. Oamenii sunt nemulțumiți vis-a-vis -vis de faptul că o viață întreagă au cotizat la stat și poate dintre ei niciodată sau de foarte puține ori au, au apelat la consultații sau investigații pe bază de bilet de trimitere în sistemul de asigurări de sănătate și s-au bătut de faptul că nu mai sunt fonduri. Că programările se fac cu luni înainte, că fondurile sunt foarte puține pe lună și, nu știu, cred că totuși ar trebui, ca și în orice domeniu, trebuie văzut cum se împart banii, de ce nu ajung niciodată, de ce nu sunt suficienți pentru acest lucru de ce trebuie să stai în fața omului și să spui că trebuie să scoată bani din buzunar, să-și plătească investigații care în mod normal ar trebui să fie gratuite și, și fără limită? Da. Ce credeți că veți putea face pentru a atrage medii specialiști în județ și implicit în Zalău și care să țină uh, cont de faptul că, iată, dorințele, așa cum spuneți și dumneavoastră, a multor zăloani și zălăjeni Legate de problemele lor medicale, sunt destul de mari, sunt termene de așteptare lungi, și care să aibă contract atunci cu Casa de Asigurare de Sănătate. Vedeți, dumneavoastră, medicii se concentrează în principal pe centrele universitare. Este destul de greu de adus medici în, în Zaleu. Ei sunt orientați spre Cluj, spre Oradea, mai nou. Și uh, suntem dezavantajați, în primul rând, pentru faptul că uh, ajung greu în Zalău. Vedeți, uh, este o problemă națională, uh, autostrăzile. Uh, ei, uh, deși doresc uh, să vină și poate ar vrea să se stabilească în, în orașul nostru, în județul nostru, uh, trebuie găsite posibilități de a-i atrage, trebuie... În primul rând se poate să facă chiar dacă nu, nu se mută în județul nostru, dar dacă ar avea o autostradă care în care în 30-40 de minute ar putea să ajungă păi se va finaliza de la Cluj, cât de repede? Se va finaliza cât de repede? Vom vedea cât de repede. Și lucrul acesta, da, trebuie, este o întrebare foarte bună. De ce durează atât? De ce vedem exemple în județele limitrofe, unde lucrurile evoluează mult mai repede? Nu pot eu să, să dau acum explicații de ce nu se poate, dar dacă voi ajunge unde voi putea să aflu de ce, atunci probabil că voi fi în măsură să pot și să iau măsuri. Și ne veți spune și nouă, presie atunci? Să aflăm și noi. Cu drag, cu drag, dacă voi putea da. Bun, de ce credeți că nu se poate găsi o soluție prin care să se pună la dispoziție o locație, să faceți, nu știu, să se construiască un mini bloc sau o mini clădire în care să se și poată aceste. caza, pentru că poate vin o dată pe săptămână sau vin de două ori pe săptămână. Din câte știu eu, avem specializări unde suntem net dezavantajați și oamenii chiar își pot pierde viața și vorbim cel puțin de partea de ortopedie, partea de cardiologie, de dermatologie, de alergologie, unde, spre exemplu, sunt probleme grave și poți să obții, în cel mai bun caz, o programare undeva la două luni, trei luni, da. de zile. Suntem conștienți de treaba asta, mai ales, cum vă spuneam, pentru că activez în acest domeniu. Suntem conștienți că inclusiv mulți medici care vin și la noi la clinică renunță după o perioadă de timp din cauza oboselii acumulate cu drumurile, cu naveta din Cluj, din Oradea. Cred că sunt, cred că se poate, doar să se vrea. Cred că se pot identifica spații care ar putea să fie amenajate. Vis-a-vis -vis de aparatură, da, eu am auzit, ca toți cetățenii, faptul că spitalul, la spitalul Județean Zaleu este un aparat, angiograful, care zace de ani de zile nefolosit. Tot pentru, pentru că, că nu că, sunt medici Pentru că nu sunt medici care să lucreze pe el, este dureros. Este dureros pentru că Deși ne suntem mai puțin influențați când vorbim despre oameni în general, când este vorba despre membrul familiei noastre care are o problemă și care drumul până la Cluj face diferența între viață și moarte de a ajunge la institutul inimii, atunci este o mare problemă. Bun, și da. este o grijă. În continuare vedem proiecte, nu știu, am înțeles că se discută să se. Construiască în cel mai scurt timp Niște săli de operații performante Aici în Zalău Întrebarea mea era dacă pentru un angiograf Nu s-au găsit medii specialiști Pentru niște operații foarte complexe Cu aparatură super mega sofisticată Cine o să lucreze în ele Vedeți, Așa se promite că vor fi și cadre medicale Dar cum De unde vor fi cadre medicale Dacă nici în momentul de față Nu sunt suficiente cadre medicale Furec. Și ca și în orice domeniu eu, lucrând în medicina muncii, văd că atât în domeniul medical, cât și în orice alt domeniu, angajatorii din mediul privat se zbat să aibă cu cine să lucreze. De aceea uh, apelează din ce în ce mai mult la cetățeni străini. Dumneavoastră și echipa Aur, ce credeți că ați putea face în acest sens? Pentru că vă preocupă una dintre uh, principalele uh, puncte pe ordinea de zi în uh, programele dumneavoastră de campanie. Am văzut că se referă exact la partea aceasta, de sănătate și apropierea de cetățean. Da. Este, este un punct care, care va fi analizat, pentru că este o mare, mare nevoie de medici de familie. Cred că Am peste aflat, jumătate că, ies la pensie. Da, pe lângă faptul că jumătate ies la pensie, în acest moment sunt comune care nu au medic de familie și nu știu dacă acest lucru nu ar trebui oarecum descentralizat, adică la nivel de comune, poate că ar trebui ca uh, primăria, Consiliul Local să poată să aibă uh, ei resursele și să asigure uh, mediul în care medicii de familie să fie atrași, să vină și să se stabilească în comune și să fie cât mai aproape de, uh, de asigurați, de pacienți. Uh, pentru că uh, cât este județul nostru de mic, să spunem așa, în comparație de alți, uh, față de altele, Totuși, în momentul în care trebuie să vii 70 de kilometri din celălalt capăt al județului până în Zalău să-ți rezolvi o problemă de sănătate și să mai ajungi și să fii și refuzat că poate nu ai ajuns la timp sau trebuie să vii doar pentru a-ți face programarea, un drum degeaba până la Zalău, atunci deja este o problemă. Eu, la acest moment, nu sunt în măsură neapărat să fac promisiuni, pentru că nu îmi place să fac promisiuni pe care să nu le aduc la bun sfârșit. Dar, dacă voi ajunge să, să ajung la momentul în care să găsesc soluții, voi încerca din toate puterile să găsesc soluții. Da. Știți că rămâne, rămâne registrat ceea ce. A rămâne. Spus. Uh, la fel ca și alți candidați, doamna Pădurean, pe care i-am avut invitați în emisiunea mea din partea partidului dumneavoastră, uh, vă preocupă de asemenea transparența cheltuirii banilor public. Uh, ce credeți că se poate face diferit din punctul noastră de vedere sau ce viziune aveți legat de acest subiect? Banul public n-a ajuns niciodată. Asta este o, este o întrebare. Este o întrebare retorică. Uh, nici în familia noastră niciodată nu ajung banii. Dar. Um, dacă știm că avem niște resurse limitate, pentru că nu depinde de noi, trebuie să avem foarte mare grijă cum le gestionăm și cum le împărțim, prioritatea, prioritățile, pentru că este vorba despre banul public, trebuie să fie stabilite de cetățeni. Ei trebuie să spună care sunt prioritățile lor este adevărat, fiecare analizează și judecă din prisma problemelui personale până la urmă. Dar consultând cetățenii din tot județul, totuși se adună niște probleme care ar trebui să fie prioritare, să fie pe, listă, în fruntea listelor, pentru care trebuie să se aloce fondurile. Sunt, sunt multe locuri unde trebuie să împărțite fondurile, dar depinde cum. Da. Activând în medicina muncii de atât de mulți ani, spuneți că sunteți îngrijorată cu privire la numărul tot mai mare de străini care vin să muncească la noi în oraș și implicit în județ. În acest sens, spuneți că aceștia ar trebui monitorizați poate protejați și chiar consiliați pentru o mai bună integrare în muncă și în societate. Care este, de fapt, pericolul legat de acest aspect, și de ce credeți că nimeni nu se preocupă de acest subiect? Nu aș vrea să spun că sunt o amenințare, da, să folosim cuvinte mari, dar da, trebuie mediul privat, cum vă spuneam, să se să zbate, să aibă, să aibă angajați. Să poată să evolueze în continuare, și de aceea apelează la această sursă umană. Doar că, pe lângă faptul că ei au niște etape care trebuie să le parcurgă, care sunt destul de stufoase, până a obține dreptul de ședere în țară, până a obține dreptul de muncă, așa. Pe urmă, trebuie cineva să se îngrijească de ce se întâmplă cu acești oameni și în afara programului lor de lucru. Dacă ei, se, se, ei vin din, din zone diferite, din culturi diferite, ei trebuie oarecum să fie, să fie conciliați și, în acest sens, nu știu dacă există, dar ar trebui să existe pentru că începe să, să ia amploare acest fenomen. Un birou sau o asociație sau ceva care, unde ei se poate să apeleze, unde ei să poate să fie conciliați și vis-a-vis -vis de, de integrarea în, în muncă, integrarea în societatea noastră despre cum pot să-și petreacă timpul liber, fără a, a deranja comunitatea în care vor să se încadreze. Am înțeles de la cetățeni că deja anumite parcuri în care copiii se distrau, își petreceau timpul liber, sunt ocupate, să spun așa, după masa, seara, de, de persoane străine care acolo au considerat că pot să se adune. Uh, sunt uh, părinți care sunt îngrijorați de acest aspect uh, pentru că, uh, sincer, nu mai au încredere să își lase copiii nesupravegheați uh, în acele parcuri. Și atunci, uh, nu știu dacă organele locale uh, sunt conștiente de acest lucru. Da, o întrebare uh, cât se poate de pertinentă și poate că ar, chiar ar trebui investigat și văzut ce ar da. trebui făcut. Și ar trebui făcut, de asemenea, în legătură cu problema apei potabile de la noi din oraș și din județ, în contextul în care se știe că nu este recomandată a fi consumată și există și avertizări scrise mai nou, puse chiar de autorități. Și, bineînțeles, întrebarea care este pe buzele multora dintre noi, când va scăpa azala de ștampil la orașul cu bidoane. Da. Deci, deci, circula, circula pe, în, în, în media acest un pamflet vis-a-vis -vis de faptul că nu ești zălăuan dacă nu ai cărat niciodată bidoane cu apă. Este o enigmă. Este o enigmă ceea ce se întâmplă. Faptul că, da, nu toți cetățenii își permit să-și cumpere apă îmbuteliată, apă de bună calitate și aceea care costă. Se duc în continuare și se aprovizionează cu bidoanele de unde există fântâni arteziene, care au fost și amenajate, totuși, din și public. care, da, din bani publici, da, și care totuși au sunt... însemnele da. că acea apă conține anumite ingrediente, germeni, știu eu ce substanțe chimice, care depășesc cu mult limitele admise pentru sănătatea noastră. Și atunci, nu știu de ce, adică de, ne asumăm niște riscuri foarte mari. Nu cred că nu există metode prin care apa să fie tratată, iar dacă nu există, deși cunoaștem și noi, să spunem așa, deși nu suntem specialiști, că sigur există o metodă, de ce nu se aplică și de ce lăsăm mai departe ca, Doamne ferește, să ne trezim cu cine știe ce epidemie, cine știe ce intoxicații, infecții care să le, le scăpăm de sub control? Sau probleme gastrointestinale. Acest lucru este, este, un, este un subiect care, care va trebui să fie analizat și va trebui să fie rezolvat. Și vă pe timp. lista de interese din câte am înțeles. Da, vă mulțumesc pentru această sugestie. Bun, în rubrica Cetățenii vor să știe, vreau să vă întreb pe ce vă bazați în această campanie electorală, ce vă doriți pentru Consiliul Județean să ași, și care sunt perspectivele, adică cât de optimistă sunteți că puteți și schimba anumite lucruri. Deci am pornit cu încrederea, cum vă spuneam mai devreme, că toți acei oameni pe care i-am ajutat, cu care am intrat în contact de atât de multe vreme, au să mă sprijine și am să ajung într-o poziție, într-o postură, în care să pot să-i ajut și mai mult. De aceea îmi doresc să pun la dispoziția lor toată experiența mea profesională din domeniul în care am lucrat și nu numai, pentru a, a veni în sprijinul doleanțelor lor și a le a ajuta cu tot ceea ce pot. Ce înseamnă pentru dumneavoastră data de 9 iunie? Data de 9 iunie înseamnă, cred, un, un moment de, de răscruce. Sper, dacă am intrat în, acest, în, acest, în această campanie, în acest angrenaj politic, Sper că data de 9 iunie o să scoată cât mai multă lume la vot. Sper că cetățenii Sălajului nu vor mai sta deoparte și ca mai târziu și își vor spune părerea, își vor spune doleanțele, își vor exprima votul astfel încât să nu regrete mai târziu că nu au făcut-o. Și la Zicem o ultimă întrebare cu care vom încheia completarea care face diferența. Întrebarea mea este: credeți că știți sau ați descoperit ce își dorește de fapt sălăjanul și zălăuanul atunci când va pune o ștampilă pe buletinul de vot? Toată lumea își dorește o viață mai bună, din toate punctele de vedere. Își dorește să aibă un. să poată spune că zălăul și sălajul este acasă că nu-și doresc să plece altundeva, că au aici tot ceea ce își doresc. Da, simplu și concis, dar în același timp la fel de complex. Și în final o să vă dau șansa, doamna Pădurean, să adresați un mesaj, o promisiune și un gând celor care vor veni la vot, de ce să vă voteze dacă dumneavoastră v-ați vota. Dragi cetățeni ai Sălajului, Vă invit pe 9 iunie să ieșiți la vot, să votați aur, să mă votați pe mine în calitate de consilier județean al județului Sălaj. Mă găsiți pe poziția a doua, pe buletinul de vot și vă promit, atât pot să vă promit, că voi face tot ce îmi stă în putință să fiu la dispoziția dumneavoastră și să nu vă dezamăgesc. Mulțumesc că ați răspuns tuturor întrebărilor, curiozităților mele. Iată, 9 iunie se apropie cu pași mici, dar repezi. Și cu gândurile noastre bune, mi-au și eu rămas bun de la cei care ne privesc și îi îndemn să meargă la vot în număr cât mai mare pe data de 9 iunie, să voteze asumat și inspirat. Alegeți Transilvania.